Focarul de peste porcină africană din Harghita este monitorizat zilnic și s-a început sacrificarea mistreților. Dezinfectoare individuale au fost instalate în pădurea din vecinătatea comunei Mărtiniș, unde a fost găsit un mistreț purtător al virusului peste porcină africană. De asemenea, au fost dezinfectate toate drumurile din comună. Vânătorii din Harghita au demarat acțiunea de sacrificare a mistreților, 12 exemplare din cele aproximativ 80 catagrafiate pe fondul de vânătoare, 33 călugăreni, fiind împușcate în luna decembrie. Reprezentantul Direcției Sanitar-Veterinare Harghita a confirmat că zona afectată a fost intens dezinfectată, iar populația informată cu privire la restricționarea circulației tuturor animalelor în majoritatea localităților din bazinul Odorhei. Din cei aproximativ 80 de mistreți care trăiesc pe fondul de vânătoare afectat au fost împușcate în luna decembrie 2019 12 exemplare, urmând ca vânătoarea să continue în ianuarie 2020 pentru a preveni răspândirea bolii în gospodăriile populației și în fondurile de vânătoare învecinate. Mistreții sacrificați de vânători au fost transportați în condiții de biosecuritate, examinați de un medic veterinar oficial și analizați.